Brokerii de credite sunt plătiți de către bănci. Băncile își externalizează procesul de achiziție către intermediar. În felul ăsta își reduc costurile fixe cu achiziția prin proprii salariați. Pe noi, pe intermediar, evident, ne plătesc doar la succes, doar în momentul în care creditele se aprobă și se utilizează. Dar, încă o dată, repet, brokerii sunt plătiți de către bănci în conformitate cu Ordonanța 52 pe 2016. Care sunt prejudecățile cu care v-ați confruntat în piață privind această activitate de brokeraj? Probabil că a fost greu ca orice început în orice business. Apropo de prejudecățile pe care le vedeam atunci, sigur că existau în piață tot felul de elemente care nu făceau un bun renume industriei noastre și asta ne afecta ca imagine mai curând pe noi, brokerii, care încercam să funcționăm în limitele legii și corect față de consumator. Dar lucrurile s-au schimbat în ăștia 10 ani de când funcționăm noi. Piața e mult mai educată, e mult mai informată. Cred că și noi, prin comportamentul nostru, am pus umărul puțin la această educare a pieței. Mai mult decât atât, legiuitorul a venit în sfârșit să reglementeze zona asta de intermediere credite din 2016, astfel încât să creeze un climat de mai multă încredere către industrie.